Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu Desenez și Colorez. Astăzi vreau să desenăm ceva foarte special legat de școală, și anume un păhărel penar cu o grămadă de creionașe și cu o riglă, adică ceva gen back to school, a început școala, înapoi la școală, pentru că a început școala, probabil știți, cu siguranță știți, n-aveți cum să nu știți pentru că sunteți la școală. Și am să fac și un desen cu tematica asta, dar spuneți-mi înainte de orice, așteptați să înceapă școala, vă bucurați că a început școala, aveți regrete că s-a terminat vacanța, sau care sunt punctele plus care le vedeți voi la școală și care erau punctele frumoase din vacanță. Că sigur la școală sunt părți frumoase, gen colegii, gen, eu știu, alergatul pe hol și alte chestii de genul ăsta. Să-mi spuneți în comentarii, sunt tare, tare curios. Și de asemenea nu uitați să vă abonați, să apăsați butonașul de like, să-l zdrobiți, să apăsați acel butonaș, clopoțelul acela de notificări. Practic, acel butonaș este nou buton de abonare, că dacă nu l-apăsați pe ăla, YouTube-ul când postez ceva nu vă notifică, nu vă anunță și nu o să știți că am postat. Și dacă mă susțineți cu adevărat și vreți să continui și să postez în continuare câte o pictură, câte un desenuț în fiecare zi, vă rog foarte, foarte mult să apăsați și acel butonaș cu distribuie, cu share, să distribuiți prietenilor voștri pe Instagram, pe Facebook, unde mai aveți voi conturi pe social media, mă ajută enorm de mult să ajung la cât mai mulți dintre voi. Așa. Începem prima dată cu o schiță în creion, cum începem de fiecare dată, apoi o să conturăm, apoi o să ștergem schița în creion când s-a uscat conturul, iar apoi vom colora. Prima parte, schița plus conturul, o să fie la viteză 2.5, deci dacă rămâneți în urmă, puteți pune întotdeauna pauză, puteți da înapoi și puteți revedea orice parte ca să vedeți exact ce am făcut și să puteți și voi desena. Dacă sunteți pasionați de desen, vă sugerez și vă recomand să încercați să desenați zilnic, pentru că doar așa vă veți îmbunătăți modul în care desenați. Și dacă desenați o chestie super simplă, o mâzgăleală, orice, vă țineți mâna în priză, vă țineți abilitatea în priză și o veți perfecționa, nici nu veți da seama când. E atât de simplu. Într-adevăr, nu vă spun acum că o să puteți să desenați, eu știu ce, super chestii complicate. Pentru acelea e nevoie de multă muncă, mult studiu, multă practică. Dar mă refer la chestii simple. Și ca să ajungem la chestiile acelea mai complicate, oricum trebuie să o luăm cu chestiile simple. Nu putem să trecem direct la, eu știu ce, desen super complicat. Trebuie să le luăm pas cu pas, începând cu începutul. Ideea asta e, vă sugerez să desenați, pentru că doar așa vă veți îmbunătăți. Eu personal n-am nicio școală de arte, n-am nimic de genul ăsta făcut, pur și simplu nici nu știam să desenez cine știe ce, mi-a plăcut în schimb. Și tot desenând, un pic azi, un pic mâine, mai pictam, mai desenam, mai mâzgăleam, mai mă prosteam, să zic așa. Am început să mă perfecționez, să fac ce mai bine, să-mi placă, să fac mai mult și mai mult. Și pur și simplu, și în continuare asta fac. Desenez, pictez și în timp ce fac aceste lucruri, mă dezvolt ca și artist. Și e un lucru foarte drăguț. Și desenatul în general și pictatul sunt niște abilități foarte, foarte drăguțe care merită a fi dezvoltate, după părerea mea, pur și simplu pentru că rămâneți cu el toată viața. Și unde le duceți, acolo le veți avea, ca și nivel. Așa, ales că am luat-o cu filozofia, mă întorc la desenul nostru, penarul nostru cu creioane. După ce o să facem schița, schița este foarte importantă, putem, și avantajul la ea este că putem să o rectificăm de ori nevoie, o ștergem, o corectăm, o greșim, o ștergem iară până când suntem mulțumiți. O să continui să desenez schița, care de fapt nici nu mai e foarte mult în ea, și apoi o să trec la contur. La contur știți deja că v-am mai spus, eu folosesc un liner permanent de la Micron. Sunt foarte bune pentru a face contur, de exemplu, pentru a au o cerneală foarte bună ele. Le recomand, dacă puteți, aveți bănuți să vi le luați, le puteți lua de pe Colorit, de pe ProfiArt, pe magazinele acestea cu materiale de artă, fie fizic în magazinul lor, fie online, pe site-urile respective. Dacă nu aveți, puteți face cu o carioca neagră sau cu orice altceva de genul ăsta. Nu e neapărat nevoie să faceți cu liner. Eu, în schimb, îmi place să folosesc liner pentru că m-am și obișnuit cu el și îmi place mult cum merge. Așa. Trecem la partea de conturat. Când vreți să faceți ochișorii
cercurile perfecte, folosiți un șablon din acesta. Oricum, vă recomand să folosiți un șablon, dar în același timp, dacă vreți să învățați să faceți cercuri și cu mâna liberă, trebuie să încercați, dar nu pe desenul pe care îl faceți, pentru că nu o să vă iasă. Exersați pur și simplu pe foi, aparte, pur și simplu. Faceți cerculețe. Nu e nicio scurtătură în a învăța să faci cerc, pur și simplu trebuie să tot faci cercuri. Și la un moment dat, mâna, mușchiul, dezvoltă o memorie și merge singură mâna. La fel e și că cazul liniilor drepte, la fel e la orice. Să dezvoltă o memorie. Dacă suficient de mult repetăm o chestie, ne devine ca o a doua natură. La contur, ce pot să vă dau ca și sfat este să nu vă grăbiți odată la mână, dar nici să nu bâșbuiți, nici să nu vă mișcați prea lent ca să pară nesigură mișcarea. Fiți fermi, fiți siguri pe voi și în același timp aveți o mișcare constantă, nu zmucită, nu grăbită. Și învârtiți foaia, cum fac eu acum, ca să desenați cum vă vine bine la mână, nu peste mână. Cam asta ar fi sfaturile pe care pot să vi le dau legat de conturare, pentru că deja desenul este făcut în proporție de 95%. Mai putem adăuga mici corecturi, dar nu prea recomand, pentru că dacă le greșim acele corecturi, nu mai putem să mai le corectăm încă o dată, că deja acest liner permanent, cum spune și numele, este permanent. Deci ce am făcut cu el a rămas făcut. Și de asta spun, mai bine faceți în schiță înainte toate modificările care le vreți să le faceți, până e ok și sunteți mulțumiți cum arată desenul vostru. Și când ați ajuns la partea aceasta, deja să fie totul 100% gata și să fie fix varianta finală cum vreți să arate. Pot să spun că arată deja foarte, foarte drăguț, abia aștept să încep să îl colorez. Așa, la colorat am pentru negru, am marker Sharpie. De asemenea, dacă puteți să vă cumpărați, sunt foarte, foarte bune, costă undeva la 5-6 lei 1 și sunt bune și pentru contur, adică nu sunt, na, scriu mai gros, dar sunt foarte bune. Foarte, foarte bune, la banii care costă sunt, au o calitate extraordinară. Această parte o să fie viteză 5X, de 5 ori viteza normală, pentru că mi-a luat destul de mult să colorez și să umbrez totul, na, și vreau să las vouă videoclipul întreg, și oricum, m-am spus, nu pot să le las să fie 2 ore. În general, pentru mine, orice desenus care îl fac, durează între jumătate de oră și o oră să-l fac, să colorez tot. Și e mult prea mult. Mi-a luat mult prea mult să-l urc, mult prea mult. Și nu se merită, pur și simplu. Când pot să fac o variantă mai comprimată, voi puteți pune pauză, puteți da înapoi, puteți da înainte. Aveți toată libertatea de mișcare să faceți și să revedeți orice parte, de câte ori aveți voi nevoie. Așa. Voi folosi markerele pe bază de alcool, cum folosesc de fiecare dată, voi folosi markerele mele preferate de la Ohuhu. Ohuhu, care este o firmă, un brand care face niște markere foarte mișto la banii care costă. Am luat de pe Amazon aceste markere, sunt cred că cele mai ieftine sau printre cele mai ieftine markere pe bază de alcool. Am un videoclip în care le desfac și le prezint, o puteți căuta și vă puteți uita acolo să vedeți mai multe despre ele. Și în afară de Ohuhu, cum mai folosesc și Winsor și Newton, sunt o marcă mai profi un pic, mai scumpicică, au vârf de pensulă, pot să fac chestii mai drăguțe cu ele, mai umbre, chestii de genul ăsta, dar în mare parte voi folosi Ohuhu. Și ca și pe colorate voi folosi pentru umbră și pentru highlight-uri, voi folosi creionașe de la Faber-Castell, am o variantă lor de top, varianta pro pentru artiști, Polychromos, care sunt scumpicere, dar sunt foarte, foarte bune. Dar le folosesc numai dacă este nevoie pentru asemenea desenuțe, pentru că n-am dat ce să le folosesc. Am o variantă foarte ok la buget, o variantă pentru hobby, pentru studii, pentru eu știu chestii de genul ăsta, care costă undeva la 2 lei creionul. Am luat 70 de lei, 32 de creioane în set. Și sunt foarte, foarte mulțumit, sunt foarte mișto, sunt foarte pigmentate, vârful este foarte rezistent. Chiar le recomand. Oricum, Faber-Castell este o firmă de top în legat de creioane colorate și cu vechime și cu toate cele. Și chiar sunt fac niște chestii foarte mișto.
Așa. Și cam atât pentru astăzi cu vorbăria. O să continui să colorez. Vedeți și voi ce fac, vedeți cum fac, este foarte, foarte simplu. Pur și simplu, eu modul meu de colorat este mai întâi pun marker și dau culoare totală și după aia cu creioane colorate creez umbre și highlight-uri. Creioane colorate sunt foarte interesante pentru că uitați cum fac și acum, pot să fac în straturi, pot să fac în straturi și pot să pierd foarte ușor culoarea. Pot să vin de la un verde mai închis și pot să, reducând presiunea înspre direcția în care mă duc, pot să-l pierd pe acel verde și îl fac așa într-un deschis până când să pierd în verdele care l-am deja culoarea de marker. Și cam așa pot să creez eu un fel de umbrire, un fel de shadow. E foarte frumos și merge cu orice creion colorat, neapărat cu acestea. Și vă recomand și vouă să încercați să faceți asemenea umbre pe desenele voastre, pentru că le dau un plus, un nivel de adâncime, un nivel de, nu știu, de profi, arată mai frumos și nu durează chiar atât mult să faceți. Așa, asta am vrut să vă spun pentru asta, asta am vrut să desenez, sper că v-a plăcut desenuțul. Dacă vreți să mi-l trimiteți, vă las în descriere Instagramul meu, tot în descriere vă las și adresa la cel de-al doilea canal, canalul meu de pictură, se numește Pictură Vă Zi, acolo în caz de nu știați. Pictez, fac tutoriale de pictură pentru începători, deci dacă vreți să învățați să pictați și vreți să mă urmăriți și acolo, vă invit să intrați și să vă abonați. Așa. Și în caz de nu ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să-l zdrobiți, să apăsați clopoțelul acela de notificări ca să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când postez câte un videoclip nou, iar eu postez zilnic. Și dacă mă susțineți cu adevărat și sunteți fani și vreți să continui ceea ce fac, puteți de asemenea și vă rog să distribuiți prietenilor voștri Instagram, Facebook, unde aveți prieteni, distribuiți tuturor, ajută enorm de mult. Asta am vrut să vă spun, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut desenuțul, vă urez spor la școală, spor la reintegrarea în școală și la reobișnuirea cu programul și toate cele și o să ne revedem și o să ne reauzim și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!